Thank you.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Mulțumim că ați dat posibilitatea de a participa la această ședință de Consiliul Județean. Vă propun să începem ședința prin intonarea la discrație. Înregistrarea celor prezenți.
semaforo del flag. Presenta la verifica rotta. Prezent trei absențe. Avem corul necesar pentru a desfășura această ședință în comunitate cu prezele legale. Vă rog, doamna consilieră. Da, de asemenea, aș vrea să anunț domnule participa la dezbatere și la vot la proiectul numărul 19. Da, vă rog, dacă mai sunt, vă rog, domnule. Eu sunt particip la vot și nu s-a adresat la punctul de vedere de ordine. Da, vă rog. Nu participă de parte și la votul la punctul de vedere. Ce este de ce? Ce? Am o rectificare, deci nu particip la vot, ci la dezbatere la punctul 11 de pe ordinea de timp ce spune. Cred că am pus inițial pe ștă. Dacă mai sunt semnul de poliție? Dacă nu, supun votului dumneavoastră aprobarea procesului verbal al ședintelor anterioare, de fapt ședintele anterioare. Deci, supun votului dumneavoastră procesul al ședintei din data de 31 august 2016. Trei persoane nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată. Procesul la ordinea de zi a fost aprobată, ce scuze. Legat de ordinea de zi de astăzi, în calitate de inițiator, retrag proiectul numărul 5, numărul 25, privind dezvoltarea rezidenților Consiliului Județean în proces de administrație a unor spitale. Și, în consecință, dacă există din partea noastră alte propuneri înainte de a supune la vot ordinea de zi. Dacă nu supună la vot ordinea de zi, împreună cu această modificare precizată, respectiv de retragerea punctului 25, vă rog să supuneți la vot. Votul cancel. Trebuie votul pentru. O persoană a votat. Ordinea de zi a fost aprobată. Mulțumesc, dați voi să intrăm în ordinea de zi și să parcurgem punctele în ordinea în care a fost dorită ordinea de zi. Respectiv proiectul numărul 1, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de maxim 205 de milioane de lei, în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public județean. Comisia numărul 2 și comisia numărul 3 aveți cuvântul. Comisia numărul 3 aveți favorabil. Mulțumesc. Dacă există alte lor de poziție, aveți amente. Vă rog, domnul consilier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salutăm inițierea acestui proiect de hotărâre, dar aș vrea să lămurim câteva aspecte. Pentru noi sau pentru noi? Pentru noi toți, sau pentru opinia publică. Vă rog. Acest credit acoperă o parte din necesarul lucrărilor care se aproape de hotărâre sunt în derulare. Dar există o diferență între cele 360 de milioane și 225 de milioane, o diferență de 135 de milioane de lei. Știm bine că din bugetul propriu alocăm anual pe sectura de dezvoltare pe capitolul 24 aproximativ 20 de milioane de lei.
Ce altă sursă de finanțare avem pentru cei 800 de kilometri din totalul de 1257 aproximativ, pentru a finaliza mai rapid lucrurile de modernizare, și ce facem cu ceilalți 400 de kilometri care nu sunt cuprinși în niciun program de modernizare. Mai mult decât atât, am văzut că aveți cuprins în anexă finanțarea unor drumuri județene care sunt cuprinse și pe zona metropolitană pe programul de Andrew. Întâi aștept să spun pe aceste întrebări. O parte a răspunsului pot să dau eu. Am avut o întâlnire cu doamna directoare din partea instituției Băncii Europene de Investiții, care ne-a ofertat principial, bineînțeles, în acest moment, județul Cluj pentru o ajutare a acestui credit rambursabil. Dar oferta dumneavoastră era extrem de generoasă, se referea la o dobândă de 0,1% plus Euribor pe an, la euro. Ei pot finanța doar jumătate din ce ne cuprinde noi program. Dacă noi reușim să contractăm această sumă, sau mai mică, depinde de ea, încă pe atâta putem lua de la Banca Europeană de Investiții, cu aceste condiții foarte bune din punct de vedere financiar, plus ceea ce este bucurător în această primă fază a ofertei, a vorbit și cu o perioadă de grație de 4 ani. Cu inexistența acelei plăți suplimentare în cazul în care putem rambursa mai înainte de termen creditul. Eu văd această creditare ca o funcție complexă și, într-adevăr, undeva, dacă am văzut eu bine, cadrul era la 88 de milioane necesarul, 88 de milioane de euro necesarul de reparații, care avem documentație pe el. Și mai sunt foarte multe lucruri la care nici documentație nu avem. La partea cealaltă a întrebării, acolo n-aș putea să răspund, apropo de președință sau... Într-adevăr, acel proiect de TNT, în mod de bună, aparatul administrativ lucrează, pe cel ce știți, sunt licitații în derulare, proiectare, execuție, va fi după finanțare. Cât optica în care s-a gândit această prezentare a drumurilor, era de a găsi o formă de intervenție cât de rapidă. Dar nu, consiliere, la cadere noastră propunerii în resurse alternative, cum să le facem? Ca personal, împreună cu colegul consilier Tuluc și cu fostul consilier județean Domnul Botan, am fost un bărat întâlnire cu reprezentanții Băncii de Europeană de Investiții. Într-adevăr, susțineau că pot finanța proiecte majore, în jur de 50 de milioane de euro. Perioada până la semnarea contractului de finanțare poate dura până la 16 luni de zile. Doresc ca să fie un singur beneficiar al proiectului și există acest perioadă legat. Sunt doar anul trecut în vară. Într-adevăr, trebuia mai devreme acționat. Mai mult decât atât, aș vrea să mai lămurim problema să știm câți bani au fost atrași de pe ordonanța 28 pe secțiunea de investiții. Cât am de contat, de ce nu s-a maximizat posibilitatea de contări mai multor bani până la 23 septembrie, când a fost termenul limită? Deci, Guvernul României a științat pe toți beneficiarii, într-o adresă pe toți beneficiarii finanțelor cu ordonanța 28, până la 23 septembrie, anul curent, se pot depune și toate vederea de contări. Da. Ei au fost depus. Cât este valoarea lor? Proiectul de care vorbeam dumneavoastră nu se termină, finanțarea de care vorbeam dumneavoastră și am văzut că a și în brețe că sunt milioane de euro pe care am văzut caracterele sunt până în 2018, nu sunt până în acest an. Deci valoarea pe care noastră sindicatul este pentru toată această perioadă. Nu era alocată pe an bugetat, domnul președinte, pentru anul acest an. Suma totală era până atunci. Da, interesul nostru s-a atras cât mai rapid. De acord, în ceea ce privește posibilitatea noastră legală, atâta s-a putut la anul acesta. Dacă ele sunt prinse în bugetul anului, nu am putut să trag bani care nu sunt alocat.
pot să trag avansa doar din cât alocă guvernul pentru acest proiect. Eu pot să atrag bani care sunt programați de guvern pe anul următor și anul celălalt. Am avut sumă limită pentru anul acesta fiscal? Tot ce am putut să tragem, am tras. Da, sunt sume limită pe fiecare an. Nu poate spune cineva care a fost suma pentru anul acesta. Domnul consilier, dar noi aveți consilier, voi informați fără să vă spunem noi lucrurile acestea. Nu sunt date pe care le ține consiliul, ci guvern. Sumele alocate de guvern sunt date prin acte normative și sunt publice. Nu trebuie noi să vă spunem sumele. Și atunci noi cât am depus? Și asta puteți să vă luați informații de la directa de specialitate. Cât aveți nevoie, puteți merge să aveți acces la toate informațiile. O trebuie să stăm noi tot consiliul ca să vă răspundem la o întrebare. Tot consiliul? Păi, corect. Aveți acces la informațiile publice. Vă rog să mergeți să cereți la departamentele noastre tot ce doriți. Dar poate spun. Mulți oameni din sală, opinia publică, nu știu eu de fapt. Eu, da, într-adevăr, o să vă opinia publică este altceva. De ce nu suntem transparenți sau informați? Nu e vorba că suntem transparenți, e vorba că noastră puneți întrebări pentru care aveți răspunsul printr-o simplă citire a unui document și încercați în plenul Consiliului Județean să dezbateți un subiect care nu e de actualitate în sensul că nu e secretul actului, nu e secret de informație. Vă spun de ce încercam să vorbesc acest lucru. Dar nu ne interesează nici asta, domnul. Mi-ați pentru sursele alternative. Da. V-ați întrebat, erau surse alternative. Resursa alternativă de care vorbeam dumneavoastră va merge mai departe, pentru că drumurile există în PNDL și vor continua firescul lor. Nimeni nu scoate un drum din PNDL acum de vreme ce l-a fost introdus. Doi, orice alt drum care poate intra, va sigur că îl vom prinde pe PNDL. Dar știți prea bine că acest lucru depinde de Ministerul Dezvoltării, depinde de domnul ministru vicepremier, puteți lua informații și de la dânsul ca primă mână, și atunci veți ști cât bani a primit Clujul în anul acesta și cât a cheltuit în anul acesta. Pentru că nu putem cheltui mai mult decât sunt alocați într-un an pentru județul Cluj. Eu din sursă de adevărat nu am avut să alocat o sumă distribuită pe an județean. Dacă sunt alte erori de politică, aici la proiectul numărul 1. Vă există această anexă a drumurilor care sunt incluse în credință, pe care noi vrem posibil de să o ia. Cred că până la finalizarea acestui studiu de sună, așa reușește posibil de să acel contract. Eu cred că această listă a obiectivelor de investiții este una provizorie, să zic așa, și bineînțeles la concretizarea pericului, până atunci, dacă se rezolvă anumite funcțiuni de drum, din această listă se pot scoate și se pot adăuga alte. Da, absolut de acord. Dacă se doresc mai multe informații despre acest credit, domnul consultant este prezent în sală, cel care a câștigat licitația și dacă aveți întrebări, dânsul vă stă la dispoziție exact cu întreaga procedură pentru a lămuri orice aspect, dacă există neînțelegeri. Mă rog, dacă sunt, vă rog să-i le adresați, dânsul i-a venit tocmai pentru a ne explica, pentru că dânsul a fost selectat în urma procedurii noastre interne ca și consultant financiar. Și foarte pe scurt ne explică toate aceste lucruri. Era aici, era o primă abordare a domnului consilier, rog să-i răspundeți de scurt. Întrebare. După declararea ofertantului câștigător, a bărnii și câștigătoare, adică vă zic cu vizătorul de activitul de transparență la care telefonul dosar al Ministerului de Finanțe, care constând de adevăr așa cum a spus această listă provizorie, pentru a putea să ia minte de la sumare. Deci am spus, dacă unul dintre sectoarele de drum, sau un drum cu totul, dintre finanțare pe o comunitate alternativă, pe care îmi zice, nu știu, da, sau, dar se vor, da, se poate face o notificare și în vătă pe finanță, dintr-o adresă, se hotărăște prin hotărârea Consiliului Județean că se locuiește un grup cu altul sau că se folosesc banii pentru alt proiect. Și cu o simplă notificare la Ministerul de Finanțe, la fel, după primirea avizului de la Ministerul de Finanțe, se notifică banca. Aceste condiții sunt băgate deja în caz din sarcini pentru bancă, așa că nimeni care începe banca decizie să nu poată omita ulterior la notificarea lui. Da, corect. Mulțumim. Vă rog, domnul, dacă aveți întrebări. Când estimați că va fi semnat contractul? Cam cât durează? O lună, două, trei, zece, până când va finaliza licitația? Când estimați că se va putea trage prima tranșă din acest credit? Vom utiliza o procedură accelerată. Încercăm ca semnarea contractului să se producă în două luni. Da, mulțumim. Mai sunt întrebări?
Mulțumim. Dacă nu mai sunt luări de poziție sau amendamente, supun votului dumneavoastră. Pentru comisiile de-a văzut. Da. Supun votului dumneavoastră acest proiect, cu mențiunea că avem nevoie de 19 voturi pentru a fi aprobat. Vă rog să vă rog. Vă rog. Votul contrar. Prezintele votul pentru, o persoană m-a votat. Mulțumesc, proiectul a fost aprobat. Mergem mai departe, proiectul numărul 2, privind premierea sportivului Alexandru Boloca, medaliat cu bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro 2016. Comisia 2 și Comisia 7 aveți cuvântul. Comisia 2 aveți cuvântul. Mulțumesc, vă rog. Comisia 6 aveți favorabil. Mulțumesc. Dacă dumneavoastră aveți amendamente, vă rog poziția aici, la acest punct. Dacă nu, îl felicităm pe sportivul premiat și supun votului dumneavoastră acest proiect. Vă rog să votăm. Votul s-a încheiat. 34 de voturi pentru, nici vot de votare cea abținere, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul de numărul 3 privind aprobarea unor măsuri cu privire la imobilul Cluj Arena. Comisia numărul 1 și comisia numărul 4. Vă rog să vedeți, vă rog să luați votul. Comisia 1 și 4. Comisia 1 a vis favorabil. Comisia 4 a vis favorabil. Mulțumesc, adică lor de poziția amendamente. Vă rog să consiliați. Vreau să formulez un amendament la articolul 4. Se acordă mandat președintelui Consiliului Județean Cluj pentru a acționa în conformitate cu legea numărul 85 din 2014 cu modificare și completările ulterioare cu privire la societatea Cluj Arena. Aș vrea să adaug inclusiv desemnarea unui lichidator judiciar. Nu se poate. Instanță nu-l alegem noi. Retragem. Așa vreau să formulez și un amendament. Este o eroare de tehnică redactare. La articolul 2, aliniatul B, având în vedere că la aliniatul A se face referire la înființarea unui structuri de administrare a stadionului, și aliniatul B va avea următoarea formulare. Organizarea concursului pentru ocuparea postului de personal contractual în structura de administrare nou înființată, în loc de serviciu cum apare în acest proiect de hotărâre. Da. Referitor la amendamentul propus de colegul meu, domnul consilier Sălătean, raportarea prevederii 85/2006 modificată ca și debitor, dacă debitorul solicită instanței constatarea stării de insolvență, poate și să solicite numirea unui lichidator. Într-adevăr, instanța dispune. Da? Se poate solicita. Deci doriți să completăm punctul acesta cu ceea ce spuneți dumneavoastră sau să lăsăm instanța? Dar oricum, la felul care este formulat, președinte, este mandatat să facă toate demersurile legale pentru tot ceea ce înseamnă această procedură de insolvență. Corect, dar această etapă este numai constă îngrăbirea situației și rezolvarea cât mai rapidă. Oferim doar mandatul și de a solicita. Eu consider că dacă revedem toate procedurile pe legea 85, acoperim tot pentru tot. Și dacă e mai ușor să mergem pe lichidatorul, o facem. Regulă. Supun votul meu asta amendamentul domnului Turuc. Mă rog, domnul Turuc. Votul contrar. Deci două de voturi pentru, nici o abținere, nici votul contrar, două persoane nu au votat, amendamentul a fost aprobat. După votul dumneavoastră, proiectul în ansamblu cu acest amendament aprobat. Vă rog, ați votat. Votul s-a încheiat. Deci un de voturi pentru, o abținere, nici votul împotrivă, două persoane nu au votat, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 4, privind reglementarea situației juridice a unor imobile aduse de către județul Cluj ca aport în natură,
la majorarea capitalului social al societății drumuri și poduri județene Cluj. Comisia numărul 4. Comisia 4 a vis favorabil cu o mică observație. Deci în referatul de aprobare se pomenește de 18 imobili aduse ca și aport în natură de către acționarul principal. Iar la nominalizarea individuală a imobililor apar doar 17. S-a pierdut un umbrător sau e o eroare materială? Completăm că sunt 18 din care 17 au situația așa și unul nu. Nu. În anexă e clar? Vă rog, dacă mai există alte discuții la acest punct, dacă nu, vă rog să pregătim votul cu mențiunea că avem nevoie de nici 25 de vote. Mă rog să votăm. Votul contrar. Sunt 2 de voturi pentru, nici a primit și votul pentru două persoane nu au votat. Proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 5. Devind completarea hotărârii Consiliului numărul 181 din 2012. Comisia numărul 4, aveți cuvânt. Aveți favorabil, fără observați. Mulțumesc că dacă dumneavoastră aveți alte vote dorituri sau amendamente. Dacă nu vă rog să pregătiți votul, nu spunea că avem nevoie de minim 25 de vote. Vă rog să votăm. Votul s-a încheiat. Domnul Văzirea, bună atenție. 33 de voturi pentru, niciun vot pentru nicio abținere, o persoană nu a votat. Bine că a devenit că trebuie un pic ordine acolo. Domnul Văzirea, îl crea de domnule. Deci, proiectul a fost aprobat, proiectul de hotărâre numărul 6. Vedeți, doriți. Nu ați schimbat liderul de grup de la președintele? Nu. Nu. Eu sunt liniștit cu drumul ca. Întrebam-mă. Putem face mai departe. Ține. Asta e proiectul de hotărâre numărul 7. Privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării lucrării de utilitate publică a menajarului Sămeșumic, Cluj, Napoca, județul Cluj, tronsonul 2, 3 și 4. Comisia numărul 3 și comisia numărul 4, vă rog. Comisia 3 a vis favorabil. Comisia 4 a vis favorabil. Da, mulțumesc dacă există din partea dumneavoastră lor de produs aici, sau în partea lor de propus. Dacă nu vă rog să pregătim votul. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Prezintele votul pentru, nici un vot de votul în cea obținere, două persoane nu au votat, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 7, privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 97 din 28 martie 2014. Aveți cuvântul Comisia 2 și Comisia 7. Comisia 2 a vis favorabil. Comisia 6, vă rog. Comisia 6 are o mică modificare la articolul 2 din hotărâre. Avizul este favorabil,
deoarece în momentul în care s-a făcut restaurarea acestor biserici, a fost făcut un master plan. Și noi am susținut ideea ca acest master plan să stea la baza ideii de proiectare, adică tema de proiectare să fie dată de acest master plan și asta s-a introdus practic în articolul 2. Deci articolul 2 este materialul în felul următor, se apropie realizarea obiectivului rezultatul în urmă cu de finanțare de soluții de colonizare și extindere parcului etnografic național Romofilia, cel a fi organizat în cadrul proiectului conservare de stradă și bună în valoarea bisericilor din Nair, Petrimu și Șidrev, pornind de la linie de hectare menționate un master plan de dezvoltare a parcului etnografic Romul Suria. Da. Aie, amendament. Da, regulă. Supun votul dumneavoastră acest amendament venit din partea comisiei numărul 6, și anume articolul 2 indice 1 să aibă acel conținut pe care domnul consilier l-a citit. Acesta este propunerea, da? Regulă. Vă rog să vă dau. Votul s-a încheiat. Deci, votul pentru, nici votul pentru nicio abținere, două persoane nu au votat, proiectul a fost aprobat. Amendamentul a fost aprobat. Supun votul de asta acum proiectul cu acest amendament aprobat. Vă rog să votăm. Votul s-a încheiat. Proiectul de hotărâre numărul 8 privind aprobarea participării Consiliului de Stat în Cluj la Consiliul Asociației Clusterului de Industrie Creativă Transilvania și aprobarea actului constitutiv și al statutului asociației. Comisia numărul 1 și comisia numărul 6, vă rog. Comisia favorabil. Mulțumesc. Este favorabil. Mulțumesc. Dacă există alte propuneri, amendamente, dacă nu vreau să pregătiți votul. Vă rog să votăm. Votul s-a încheiat. Prezi 4 de voturi pentru, nici votul pentru nicio abținere, o persoană nu a votat. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 9, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economic pentru investiții la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. Comisia numărul 2, 3 și 5. Vă rog. Comisia numărul 2 a zis favorabil. Comisia 3 a zis favorabil. Mulțumesc. Comisia 5. Comisia 5 a zis favorabil. Mulțumim. Dacă există schimbarea noastră alte amendamente sau luat de poziție la acest punct, dacă nu vă rog să pregătiți votul. Da, vă rog să vă rog. O rugăminte, având în vedere că este un necesar foarte mare de resurse financiare, dacă există posibilitatea pe o viitoare rectificare bugetară să aducăm ceva resurse financiare pentru lucrurile de la spital, poate pe la lume. Da, în mod evident, vom aloca fiecare an, doar că încercăm anul viitor să alocăm doar acolo unde vor și avea DF-ul sau DALI-ul ca să știți de ce pe banii. Și vă asigur că vom aloca pentru spitale mai departe bani, dar cu seamă că ne dorim chiar să facem o investiție pentru spital, deci cu atât mai mult dorința noastră este de a finanța mai departe sănătate. Deci aici suntem de aceeași părere, pentru că este cineva din Ucraina. Mă refer dacă este putere pe acest an bugetar, dacă se mai poate să. Din păcate, în acest an, în afară de ce s-a aprobat în urmă când ați făcut bugetul, nu prea. Dacă sunt alte amendamente aici. Dacă nu vă rog să pregătiți votul. Vă rog să votăm. Votul s-a încheiat. Cred că de voturi pentru, nici obținere, nici votul pentru, o persoană nu a votat, proiectul a fost aprobat. Gestul de domnul manager era în sală, nu a fost cazul să acum am văzut. A văzut la consilierii alocă bani. Sunt
Sănătate, nici nu trebuie, nici mai citesc proiectul, doar dăm bani la sănătate, da? Succes! Proiectul 3, numărul 10, privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din veniturile proprii și subvenții și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 2 al anului 2016. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc dacă dumneavoastră aveți aici amendamente, se propune. Dacă nu vreau să vedeți, vă rog. Vă rog, domnul Sobota. Votul tangent. Trei și trei de voturi pentru, nicio abținere și vot împotrivă, două persoane nu au votat. Proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 11 privind de rectificarea bugetului general propriu al județului Cluj pe anul 2016. Comisia numărul 2. Adresul votul. Comisia numărul 2 a zis că mulțumesc. Dacă există amendamente sau propuneri, dacă nu vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Prendeți 2 de voturi pentru, nicio abținere, nicio vot împotrivă, 3 persoane nu au votat, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 12, privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 43 din 2016. Comisia numărul 2 și Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Comisia numărul 2 aveți favorabil. Comisia 5 aveți favorabil. Mulțumesc dacă sunt din fața noastră de poziție. Dacă nu vă rog să pregătiți votul. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Treceți două de votul pentru. Nici vă rog să pregătiți votul. Nu au votat. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 13, privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Cluj numărul 38 din 2016. Comisia numărul 3 și Comisia numărul 3, aveți cuvântul. Comisia numărul 3 a zis favorabil. Comisia 3 a zis favorabil cu un amendament la anexa numărul 2, capitolul 5, se mai introduce punctul 7, DG-105, Cluj-e, Vigite, Județ, Mureș, Sintene, de Jos, kilometru 2500, kilometru 22, plus 700, DG-161 de limită, DG-172F, până în timpul locația de apărea modulat și pe domnul. Da, vă rog. Domnul Sunt un amendament la anexa numărul 1 din acest proiect de hotărâre. În cazul aceleași sume generale, se diminuează de la poziția 12 suma de 400.000 de lei și se adaugă la poziția numărul 9 din anexa numărul 1. Da, vă rog, alte propuneri. Vă rog. Amendament să se introducă la punctul 5, drumul Vlaha-Vălișoara, deci 103 pe suma de 450.000 de lei și Saga Habatov, 150.000 de lei. Da, vă rog, mulțumesc. Dacă mai sunt alte propuneri, vă rog, domnul Bușan. Eu am o întrebare. Cred că cineva ne-a dus în eroare pe noi, pe consilieri, la începutul anului. Noi atunci am discutat și am stabilit că finanțăm în acest an ca să facem un așa fel încât drumul de la Aiton la Gheorghen să fie foarte practicabil. Deci, să avem condiții foarte bune. La început anului am alocat o sumă de bani care s-a spus că s-a finalizat drumul. După care ne-am trezit că ar mai trebui să alocăm niște sume de bani ca să fie totuși finalizat drumul. Am mai alocat odată o sumă de bani și drumului nici jumătate finalizat. Eu vreau să primim o informare, pentru că mie nu mi se pare corect ca cineva să ne dezinformează. Pentru că dacă la începutul anului ne spuneau că vedeți că acolo trebuie 1 milion de lei ca să terminați din drumul, puteți că alocam 1 milion de lei. Așa am alocat odată banii că se termină, nu s-a terminat, am mai alocat odată, nu s-a terminat. Și acum trebuie să ne gândim când mai putem aloca bani. Nu vreau să fac o propunere, că nu vreau să fac calcule matematice pe aici, prin proiect. Dar trebuie să ne gândim să finalizăm drumul, pentru că, într-un fel, suntem și noi responsabili și cei care ne-au dezinformat. Acolo s-a făcut o
reabilitare sau nu știu, dacă s-a făcut în primă fază reciclare, dar avem 6 luni garanție la reciclarea respectivă, au trecut cele 6 luni, nu se face drumul, nu se toarnă asfaltul sau tratamentul bituminos, reciclarea se duce pe apa sâmbete și 600.000 de lei sau cât a fost suma care am alocat-o pe ce noi acum asfaltat, practic s-a cheltuit degeaba. Ceea ce mie nu mi se pare regulă. Deci noi teoretic trebuie să găsim o formulă să terminăm până la capul drumul acela de asfaltat sau de ce s-a făcut în ultima fază. Nu mi se pare corect, pentru că am insistat prima dată să alocăm bani, s-au alocat. A doua oară am venit la dumneavoastră, am discutat, s-au alocat din nou bani și acum tot avem că drumul nu se finalizează, ceea ce nu știu. Nu mi se pare corect ca să nu se lucreze cinstit cu contrarii județeni din partea celor care au venit cu propunere pe zona tehnică. Și eu vreau să ni se spună și să cineva să răspundă pentru acest lucru. Dacă vreți să vă răspund acum sau după ce spunem la tot amendamentul? Deci, eu vreau să mi se răspundă. Acum sunt curios dacă există un răspuns. După ce mai am observat. Da, domnul director. Vă rog, deci e vorba de drumul trăitor. La început anul a fost alocat o sumă de bani pentru reciclarea sistemului de problemă pe drumul din Baiton și Leven. Dacă pot reciclarea respectivă, există situații de lucrări se poate justifica cât a costat acceptate de municipiul de șantier, după care trebuia să vină cu tratament și cu tot lucru. Și, din păcate, firma nu dispunea la atunci la perioada respectivă de tehnologia asta, a vorbit cu altă firmă care vrea să execute, din ce motive nu s-au înțeles între ei și s-a stabilit o altă soluție tehnică, din păcate, mai profizitoare. Minimul aia 3,5 km care au rămas de executat, un kilometru 200 s-a acoperit cu vagon asfaltic, urmând și restul în funcție de valorile de sumele care rămân de pe tot drumul, să fie în continuare acoperit. Noi am cerut și domnul președinte care a aprobat respectivă problema respectivă în parea recitării respectivă. Ce vorbim, e o problemă mai complicată, nu este numai de bani. Eu sunt de acord, domnul președinte. E vorba de lucrări pe care noi trebuie să le acoperim cu un alt strat de asfalt și care nu știm dacă corespunde. Atunci am discutat ceea ce spunea domnul director, să ne lămurim dacă intrăm pe o tehnologie sau pe alta. De asta încă nu s-a terminat, nu pentru că nu am vrut noi sau pentru că n-am alocat bani. Să înțeleg că se termină drumul în acest an? Bun. După ce vom face inspecția, vom ști exact în ce formă îl putem continua. Deci acum nu știm exact ce suma va trebui, nici la treia strigare de casă. Suma, nu pot spune că la acoperirea cu toate de afară, se poate spune că sunt 200.000 de kilometri, apoi de la 2-3 kilometri și ceva, dar 445 de ani nu-i s-a numit. Pentru acoperire cu frate de comunitate. Problema este dacă această tehnologie, dacă soluția este asta sau nu. Și dacă soluția este aceasta, încercăm să rezolvăm problema. Da? Bun, încă o întrebare. De la Așchileu Mare până la limita cu Județul Sălaj au fost foarte multe grupuri. O parte dintre ele au fost drept profilate, nu știu ce s-a făcut acolo. Dar se tot circulă și dacă nu se face asfalt sau ceva acolo, o să fie din nou. Sau un covor, ceva. Peste 2 luni de zile din nou o să fie problema. Ce se întâmplă acum? Oricum, nu a fost decontat deloc pe sectorul respectiv, nu a fost decontat de nicio sumă, la până la finalitate în gara numărului. Domnul director, chiar ieri am fost pe drumul acela. Există o porțiune de drum care e numai pietruit. Nu-i vorba de stropiri, nu-i vorba de plombări, nimic, e doar piatră. Chiar de la tabla din Sălaș, încoace, înspre Așchileu Mic. Deci e un drum care e doar pietruit. Și la un trafic cât de cât intens, într-adevăr, gropile vor reapărea, că gropile acelea au fost foarte pronunțate. Deci, pe care sectorul respectiv nu poate fi adus la nivel de asalt, pentru că sunt probleme de fundație, deci cursul de drumat de fluid, și s-a intervenit cu electrofilare, cu adaugă de material și execut
deci nu poate fi adus la nivel de asalt fără un proiect, deci fără lucrări de modernizare. Dar nu e lucrări de investiții. Nu trebuie să acolo nu se poate face asfalt, ci se poate doar o recopilare, exact cum e drumul acum, pe pietrii sau cei acolo. Dar e prins aici știu. În banii de... De acord, da. Asta te pot. Da. E prins. E prins aici. Domnul, cu toate vreau acolo de mulțumire. Prea la mulțumire. Domnul, să ajungem să-l modernizăm, o să dureze. În același timp, dacă ducem de la limita plajului către Zalău, către Ida, e asfalt, asfalt. Ce asta vreau să spun, acolo să știți că din Bacu s-a asfalt. Eu zic că dacă adică, am prins în proiectul, atunci rămânem în această formulă de interesire de educație. Am prins în modernizare și sper să putem face. E greu. Încercăm, domnul consilier. Facem tot ce ține. Tot ce stă în puterile și priceperea noastră. Bună ziua, domnul director. Eu aud cam cu surprindere că mi se spune că firma care a contractat lucrarea respectivă nu dispunea de tehnologie. Scuzați, putem să facem cumva ca în momentul în care facem caietele de start și în punct, dacă câștigătorii, să ne asigurăm că dispune tehnologia cerută de noi. E, mi se pare chiar, nu știu, cuvieri, doamne, am licitat și nu are. Ok, dar atunci să punem un caiet de sarcin că noi avem nevoie de lucraj. Nu mă interesează, domnule. Ok, dar din moment ce am contractat ce vreau, vreau să obțin ceea ce am contractat. Deci, mi se pare chiar... Zona tot, dacă așa fost împărțită la procedura de licitație, locul de zona 2, asociarea este probabil de, la fel ca și pe zona mea la Budești, este probabil de asociarea de DJ Cluj cu Napoca, cu toată lumea de Napoca. În la licitație a fost prezentată și au tehnologia necesară cu prima de DJ Cluj. Ei și-au împărțit zonele pe care le împărțit separat. Deci la asociare sunt împreună. Și atunci, cu bilanțul respectiv executat lucrările de ține de creșeu, pe zona lor. Deci nu putea să prindă o zone în același timp. Asta cred că nu poate confirma și domnul director, dar ei dispun de bilanțul respectiv de promovare de scopul și gestiune. Nu vedea să nu. Da, dar din această cauză s-au întârziat că noi la începutul anului pe baza ceea ce spuneți dumneavoastră, era o asociere, ne-am dus, am spus că cu suma respectivă se face tratamentul bituminos, toată lumea e fericită. După care suma nu a ajuns, am mai alocat o sumă, de aici am alocat-o în iulie sau când am alocat-o. Și aflăm acum că mai trebuie încă 400.000 de lei și aceea dacă tehnic se va considera că e regulă, pentru că... Pentru că o modificare de soluție. Da, da. Asta e realitatea. Asta e situația. Da. Aveam varianta să, ce, să reziliem contractele cadru cu firmele care au primit licitația de întreținere, că asta era altă soluție. Să intrăm în reziliere, ceea ce nu cred că era de dorit, adică au contract până 2008, ce ne judecam cu ei, până la urmă, așa se întâmplă când lucrează consorții și când își împart între ei teritoriul de lucru. Da, păi dai ce recepționat de vreme ce nu s-a făcut, ce să recepționăm? Deci e o chestiune delicată, încercăm să... Nu, că bani nu mai sunt în moment ce ne cer alt bani. Sau noi că banii s-au plătit. Eu așa cred. M-au plătit să vedem. S-au plătit suma pentru licitare, respectivă, și s-a plătit suma pentru covorul cu numărul 200, care acoperea, de fapt, 3 km de tratament. Tratamentul e undeva la jumătate din valoarea pe kilometru cât a fi un covor asfalt. Deci, în loc de 3 km jumătate de tratament bituminos, s-a făcut jumătate de covor asfalt, de fapt, ce am zis. Deci, asta... Deci, suma aceea, numai covorul, e de două mai scump, la mai scump, 3 km, decât tratamentul bituminos lucru. În această cauză de 3 jumătate, s-a făcut 1 km 200. Kilometru 6 km. Regulă.
Vă rog, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, după 60 de zile am primit astăzi situația de consiliul la programul de întreținere pentru drumul. Și îl răspăiesc așa frumos și vă pot spune. Un drum, vă luat la întâmplare, 107R, Băieșoara, Muntele Băieșorii, stațiunea Muntele Băieșorii. Raiul executat 360, mediu mai departe, altul 160, altul 475.000, 610, 550, 1.000.000, 1.000.000, și vreau să spun, sunt o grămadă de drumuri, suntem la începutul lunii octombrie imediat, în zona respectivă, nu știu dacă vă rugăm, dacă discutăm despre covoarea asfaltice sau toată asta. Avem o problemă, cred că mai gravă. Nu am estimat valorile, nu am dat bine soluțiile, din câte se vede, sau nu se respectă soluțiile care le-am aprobat privind programul de întreținere la drumuri. Și, având în vedere că vine... Nu, partea... nu mă puțin, la ce vă referiți că nu se respectă soluțiile tehnice aprobate? Deci, domnule, domnule Daicon, de ce s-a schimbat soluția din tratament în covor? Pentru că v-a explicat pentru că constructorul nu este capabil să facă în acea tehnologie și are contract de întreținere. Scuzați-mă, poate lua în subanterpriză, poate face altceva, nu vine și ne impune el ce vrea să facă și ce îi convine mai bine. Trebuie să adapteze programul de lucrări care noi îl aprobăm aici și care îl are cu contractul cadru. Aș vrea să prevenim situația pentru anul fiscal următor, pentru anul bugetar, să estimăm, ca să știm... Domnule, chiar vreți să intrăm în discuții despre firma respectivă și de ce nu poate să facă? Nu, indiferent, dar nu... Discutăm despre o firmă X care nu are tehnologia și care nu a putut să facă din acest motiv. Și noi să dezbatem subiectul de ce nu a putut. Nu vreau. Vreau să previn o situație asemănătoare pentru anul care urmează. Având în vedere că imediat trebuie să trecem la proiecta bugetară pe 2017, ținând cont de viabilitatea drumurilor, de starea de viabilitate, cred că atât domnul director și știe bine ce vorbesc, cât și direcția de resort, ar trebui să evalueze corect ce vrem să cuprindem pe acest program de reabilitare, să nu fim nevoiți să tot punem, să mai punem prima mână, a doua mână, a doua mână, să tot punem bani. Să zic exact, pentru drumul respectiv avem nevoie de 1.000.000 de lei, am spus o sumă întâmplător, și să știm ce facem corect cu banii aia. Și când facem? Facem în luna iulie sau facem în luna noiembrie? După cum ați văzut, noi am îmbrățișat exact ceea ce spune noastră de a prinde în proiectul nostru exact drumul și exact sumele pe care le primează colegii noștri de la Direcția de Specialitate. Evident că nu totdeauna suma estimată corespunde cu suma efectiv cheltuită. Sau necesar a fi cheltuită din diverse motive. Fie rămân bani, dar acolo sunt la nivelul respectiv, la momentul respectiv, între timp lucrurile au continuat. Data este 27.9.2016. Da, vă explică, domnul director, exact cum sunt sumele, dar nu pot spune exactitate să estimez cheltuiala pe un drum, pentru că, repet, apare situații fie în care economisim bani, fie în care cheltuim suplimentar. De aceea venim de perioada fața dumneavoastră și nu încercăm să schimbăm alocările prin dispoziție de președinte, tocmai ca să știți exact unde se duc banii. Legat de întrebarea dumneavoastră cu acele resturi, vă spune domnul director despre ce e vorba. Da, dacă vă uitați la contractele, la contractul suplimentar de aport integrat, o să vedeți că sunt din ultimele alocări bugetare, deci nu sunt de la început doar în sume restante, și pe zonele respective chiar se lucrează, dar noi nu am fost de acord și am făcut împreună cu domnul președinte că nu vom deconta nicio situație de lucrări, până în momentul în care nu vor fi, executate toate lucrările pe sectoarele respective. Adică nu decontăm drumul fără șase, sau înțelegeți? Am impus regula asta. De exemplu, aia, dumneavoastră aveți în față situația cu realizările, adică ce situații de lucrări acceptate și decontate la data respectivă nu avem. Lucrările sunt executate pe teren, dar nu au fost decontate și acceptate în situații de lucrări. Să înțeleg că mai aveți situații de lucrări depuse în vederea confirmării cantităților compromiterilor. Avem o parte și sunt pe care nu au fost depuse în loc, dar se lucrează. Și după finalizarea întregului dronsonul, se depune constructorul la noi pentru a le aproba. Deci acolo și pe Muntele Băișorii se lucrează, la ora actuală se lucrează, în solitare. Nu pot să vă spun, dacă doriți să... Concret, la și referitor, mai am ceva de vorba la pregătările. Referitor la lucrările de întreținere, ele nu pot fi stabilite cantitățile exact în moment ce nu avem, nu este un proiect de lucrare de întreținere. Deci noi putem face o evaluare vizuală, există o groapă sau există o conducere sau un șantier să facă, dar în momentul în care constructorul se apucă de lucrat și dă seama că din groapa respectivă e problemă și de fundație,
automat noi am evaluat momentul pătrate probare și de fapt e nevoie de cantități suplimentare pentru a rezolva până la nivelul final cu zona respectivă. Din această cauză apar lucrări suplimentare sau din această cauză se diminuează lucrările și se continuă alte lucrări. Dar nu un procent de 50-80%. Nu. Într-un procent mai mic, aș înțelege, dar nu. Care e drumul de tehnică? Mai explică punctual. La care drumul de tehnică? Ei, lucrăm cât putem, vă dați seama că încercăm să acoperim cât mai mult, dacă s-ar putea să facem de fapt. Dar acum, nici să ne cereți nouă să facem în 3 luni ceea ce nu s-a făcut în atâtea ani. Încercăm cât putem de mult. Să facem și să respectăm cât putem procedurile, să nu avem alte probleme. Și dorința mea este să acoperim cât mai mult și să scoatem cât mai bine. Vă dați seama că aceleași dorință am și eu. Domnul consiliere, vă rog. Domnule președinte, văd aici la anexa 2 că se alocă o sumă de 2 milioane de lei pentru anumite drumuri și dețene. Și aș vrea să-l informez pe domnul director, dacă nu știe, că pe tronsonul de drum județean, cuprins între satul Lung și Giula, vegetația lemnoasă blochează accesul pe drum pe ambele sensuri. Am fost martor când șoferul după microbusul școlar, fiindcă copiii de la satul Lung merg la școală, generală, la Borșa, 18 copii, șoferul după microbusul local s-a dat jos să dea ramurile la o parte. E o chestiune hilară, dar din păcate adevărat. Un microbus nou și prin grija domnului Cuibu s-a ajuns acolo și acum îl facem pulbere. Nu e o sumă mare, e o chestiune chiar de bun simț. Vă rog să interveniți. E o distanță de aproximativ 3 km. Ne mai vorbim dacă vine ceva din sens opus, cu copii în microbus trebuie să dea în spate vreun kilometru. Iar în dreapta este o prăpască, ferească Dumnezeu. Sper că vă însușiți această sesizare a mea și o să acționați, da? Este o sumă mică, domnul președinte. Să taie vegetația lemnoasă. Decidem de unde tăiem suma, să o punem pe defrișări. Că nu există în buget suma cu această destinație. Pe cum propriu nu se poate face, e vorba de vreo, nu știu, dacă 10.000 de lei poate, numai mult. Să taie vegetația lemnoasă. Spune, domnul director, dacă nu trebuie să decidem acum de unde luăm bani, să punem... Păi nu trebuie să luăm, că adăugăm aici și acel tronson, după care se fac evaluări și dăm și o stabilire astea. Vă dau eu drujba mea de acasă, domnul director, dacă nu aveți. Serios, am o drujba în testa. Cu și benzinele, da. E foarte ușor. Nu, dar e o sumă mică, cred că se... Domnul director, vă rog. Cunoașteți sectorul ăsta, e adevărat, ceea ce este. E adevărat, da? Dacă nu vă pot fi facă la auzitor să mergem pe drumul ăla să vă da, despre ce vorba. Ce l-au adăugăm, după care dumneavoastră s-a trebuit mai departe. S-a putea de cei 2 milioane la câte drumuri a fost adăugat, să nu poate face lucrurile pe toate. Aici domnul secretar vă spunea că vă dă și drumul. Deci trebuie să facem pentru asta. Pot să fac o propunere, dacă îmi permite. Deci, având în vedere că acest tip de lucrare nu este neapărat condiționată de vreme, eu zic că mai putem sta un pic și stabilim o categorie bugetară în aceste cheltuieli de întreținere, în care se spune pentru, mă rog, coafări de copaci, stabilim o sumă generală și să stabilim pe toate, pentru că sunt necesități de acest gen pe mai multe drumuri județene. Deci să nu introducem acum un drum nou în ăsta, pentru că sunt convins că vor fi economii. Nu introducem drumul, ci introducem strict doar partea de... În activitățile de... Există licitat această activitate în... De toate întâlnirile pe toaletării, o sumă, da? De unde putem vrea sumă? Ce vă spune numai drumul respectiv, dar facem vă dată porțiunea de activitate din acordul tău. Ok, în anexa 2, secția de-a 2 avem acea sumă de 11.600 și acolo aveți întreținere curentă și periodică. Acolo avem trebuie
Introducem, nu, eu zic să introducem că... De ce nu? Unde mai sunt intervenții de genul ăsta? Poate ar fi bine să nu și o poziție și altele. Ne referim la stic. După ce nu puteți intra pe un anumit. Dar, adevărat, eu vreau să secret. Și contractele care le-au putea ca toate care să luăm și nu au fost de contractul de contractul de contractul de verde, deci atunci haideți să luăm în ordine propunerile pentru... Deci amendamentele au fost în ordine făcute de domnul consilier să lucrăm cu cele trei drumuri, Tridenti, Mănăstirea și Bobâna, în sus. Trei drumuri și Tridenti. Da? Supun votul dumneavoastră acest amendament. Domnule, dar nu vorbiți acolo, nu ne-am uitat. Păi și de ce nu-l cereți dacă e la domnul? Și când lucrurile la domnul? Domnul, vreți în concediu? Nu înțeleg. Deci trebuie să repetăm votul că oamenii nu au știut că vor trebuie să votez. Mă rog, am provocat. Mă rog, am viat. Credeți poate de votul pentru, nici obținut împotriva o persoană nu a votat, amendamentul a fost aprobat. Supun votul noastră cel de-al doilea amendament formulat de domnul Deac, cu cele două drumuri, Vraha, Vărișoara și Saga, Abadou, da, am reținut bine. Supun votul noastră și acest amendament. Mă rog, am provocat. Votul s-a încheiat. Trebuie să fie votul pentru, nici o abținere, nici votul împotrivă. Două votări nu au votat, a fost aprobat ceea ce prea amendament. Și mai era al treilea amendament cu introducerea acelui drum. Da, cu diminuarea de la... Amendamentul domnului consilier Turuc de a diminua suma de la drumul spre Bogata și completarea sumei la drumul spre Mănăstire. Deci eu. Proiectul să-l supun la vot. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Supunerea votului noastră, amendamentul a fost aprobat, supun votul dumneavoastră, amendamentul ultim legat de introducerea în anexa 2, condiția poziția 2 roman. Da? Drumul statului Giula. Urmă județean, pe fiecare, domnul Ghiuță. Nu, 190. Da, s-a ridicat? Tot. Sunt 24, da. Vă pun votul la acest amendament. Mă rog, am votat. Votul s-a încheiat. De votul pentru, nici votul dorit la tinere, o persoană nu a votat și acest amendament a fost aprobat. Supun votul dumneavoastră acum proiectul în ansamblu cu amendamentele deja votate și aprobate. Vă rog, am aprobat. Vă rog, am aprobat. Și 4 de voturi pentru, niciun vot de potrivă, nicio abținere, o persoană nu a votat. O persoană nu știu de ce a mai venit la consiliu. Poate e altă. E treaba plăței sau de
Nu? Ideea este să nu apese pe un alt buton și să creadă că votează. E o năceașcă. Pentru cei care poate n-au reținut, s-a păstrat pe da, nu pe mic, grec. Că poate nu mai pe da. Adică nici pe ea, bine, nici pe nu, nu mai pe da. Da, da. Dar nu cumva din greșeală să domnul președinte, știți că l-am întrebat în zilele trecute și poate domnul nu l-a trebuit să ne spună că am uitat. Drumul care coboară de la Avram Iancu, de la Crucea lui Avram Iancu, un drumul național, ce s-a întâmplat acum? Dezastru. Da. Deci evrei s-au făcut tot drumul respectiv. În întrebare, când ajungem, ajungem și acolo. A, deja se lucrează? O zic că se lucrează, că știu că am fost și eu săptămâna trecută acolo. Pot mai... Am citit aici și nu am dacă mai... Mai sunt discuții legate, alte aspecte legate de drum, putem la diverse să le abordăm. Proiectul numărul 14, mergem mai departe, da? Proiectul numărul 14, privind modificarea HCG 324 din 2012, privind statutul actualizat al Sesiei Universitet. Comisia numărul 2 și comisia numărul 4. Comisia numărul 4, aviz favorabil. Alte luări de poziție, amendamente, dacă nu vă rog să rectifici votul. Mă rog, să votați. Votul s-a încheiat. 32 de voturi pentru, 15 de voturi împotrivă, 3 persoane nu au votat. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc proiectul de hotărâre numărul 15, privind acordarea unui mandat special de judecătorului Cluj, AGA, la centrul Agro Transilvania, în vederea exercitării dreptului de acționar. Comisia 2 și 7, vă rog. Comisia 7, aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt luat nevoiții amendamente, dacă nu vă rog să pregătiți votul. Vă rog, am să votați. Votul s-a încheiat. Credeți patru de voturi pentru nicio abținere și votul potrivă persoană nu a votat. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul de numărul 16 privind aprobarea încheierii Convenției pentru eliberarea cartului european pentru vizualități între autoritatea națională pentru persoane cu vizualități, Consiliul Județean și deja se pececul. Vă rog, Comisia 2 și Comisia 5, aveți cuvântul. Comisia 5? Comisia 5, aveți favorabil. Mulțumesc, dacă sunt luat de voi amendamente, dacă nu vă rog să rețineți votul. Vă rog, doamnă, să votați. Votul s-a încheiat. De persoane pentru abținere, nici vot împotrivă, nici vot împotrivă, o persoană nu a votat. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 17 privind modificarea HCG 172 din 30 iulie 2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a SC Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A. Comisia 4, aveți cuvântul. 4, aveți favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt luat de poziție amendamente, dacă nu vă rog să pregătim votul. Vă rog, am să votați. Votul s-a încheiat. Vedeți două de voturi pentru. Nici o abținere, nici vot împotrivă, trei persoane nu au votat. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 18 privind modificarea hotărârii Consiliului Județean 262 din 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Agricole Cluj. Comisia 7, aveți cuvântul. Comisia 7, aviz favorabil. Dacă există luat de poziție amendamente, întrebări, domnul Andru, vă rog.
având în vedere că am avut tangență de-a lungul activității mele cu Camera Agricolă, vreau să informez pe colegi că prin legea numărul 157 din iulie 2016, aceste văd lege în subordinea direcțiilor agricole, atât ele cât și cele agronomului. Acum vine domnul director cu acest proiect de hotărâre și întrebarea mea ar fi dacă dânsul nu este aici. Întrebarea mea ar fi dacă știe când se vor lua aceste entități, vorbesc de Camera Agricole și Casele sau dacă este cineva să ne spună, pentru că este o chestie de interes. La legea 157, că nu apar normele. Asta știu și eu, doamna. Cum să nu apar normele de conducere, pentru că putea purifica la prezarea pe luarea parte copilului, nu se poate elabora niciun document. Motiv pentru care, în continuare, această unitate publică funcționează cu politica publică. Înțeleg. Asta e păcat totuși că s-a dat această autorie din punctul meu de vedere, dar asta e. Dacă s-a dat o lege, nu putem să ne da? Dacă mai sunt alte lor de poziție la acest proiect, dacă nu, haideți să pregătiți votul. Vă rog, să votați. Votul s-a încheiat. Trebuie votul pentru, niciun vot pentru abținere. Două persoane nu au votat, proiectul a fost aprobat. Proiectul de numărul 19, privind aprobarea atingirii a 11 licențe de traseu pentru servicii de transport public și de persoane prin curte regulate speciale. Comisia numărul 1, vă rog. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Dacă aveți alte noi depuneți amendamente la acest proiect. Dacă nu vreau să priviți votul. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Trebuie 20 voturi pentru, nici o atenție, nu pentru că 3 persoane nu au votat. Proiectul a fost aprobat, mulțumesc, proiectul 320. Privind numirea reclamului de tribune în ADA la Provincia Cluj, comisia numărul 7. Comisia 7, vii sau vor avea? Da, vă rog să faceți nominalizările. Comisia domnul Macar. Faceți o formată în urmă de familie, că sunt în Macar. Macar ești. Deci, propunerea aia, lucrez pe domnul Macar, da? În regulă. Dacă îi vreți să zic, copiți așa. Vă rog să propuneți dacă înainte și alte persoane pentru această calitate de reprezentant în Macar la Provincia Cluj. Dacă îi stai de propunere. Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul, să ne spuneți că este vot secret. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Trebuie să vedem votul pentru nici votul nici o abținere. Două persoane l-au votat. Supun votului dumneavoastră proiectul în ansamblu cu acest amendament votat. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Trebuie să vedem votul pentru, nu și-a ține ce vot pentru două persoane l-au votat, proiectul a fost aprobat. Proiectul de hotărâre numărul 25, privind numirea unui reprezentant al dreptului în ADA. 21, privind numirea reprezentanților județului Cluj în adunarea generală a asociațiilor din care face parte. Comisia numărul 1, 6 și 7. Comisia numărul 1, aviz favorabil. 6, aviz favorabil. Comisia 7, aviz favorabil. Mulțumesc. Vă rog să trecem la nominalizarea de persoane pe articole.
la clusterul agrofood pe domnul vicepreședinte Vacariștea. La asociația Innovation City, domnul Mulgar Marius. La Cluj Apoca 2021, domnul Vacariștea. În adunarea generală a Asociației Pactul Regional Nord Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială, ne avem o propunere din afară, domnul Ghere Beneș Sander. La articolul 5, în adunarea generală a Asociației Cluj IT, domnul Vacariștea. Am optat pentru propuneri directe, nu zic tocmai pentru a ști acolo ce decizii sunt, pentru a putea o poziție rapid, pentru că se pune probabil a avea luna de a o anumită poziție. De asta am optat pentru producerea executivă, nu din alte motive, mai cu seama că nu sunt puncte remunerate. Bun, aș formula un amendament general. Nu, și a fost propuneri și din afară, nu mai direct executivă. Domnul respectiv, care l-a propus domnul cu locul pe care nu e direct executivă. Pot, acum e la discuția Consiliului, nu neapărat. Dar aș formula un amendament cu caracter general pentru fiecare articol, domnul vicepreședinte, dacă îmi permiteți. Domnul președinte, pot? Da, vă rog. Deci, pentru pozițiile în care sunt nominalizați ca reprezentanți vicepreședinții, contractul de mandat să fie semnat de președinte, iar pentru președinte că avem... Dar nu avem o situație în care să fie desenat președinte, deci doar eu mă întrebam. Deci o să trecem la fiecare, având în vedere că există cu puncte proiectul de hotărâre, președintele să semneze contractul de mandat cu toți reprezentanții. Da, bun, vă rog, dacă sunt alte propuneri aici sau amendamente la aceste propuneri de reprezentanție. Și eu sunt de acord că domnul Bacarare ca multe, dar asta este. Are și merită. Nu vreau să... Asta e discriminare pozitivă. De obicei, da. Nu pot să pun. Trebuie să spun la tot pe fiecare articol amendament. Ok, supun la vot amendamentul propunerea domnului Dulu. Atunci, amendamente de cap. Vă rog să votați. Votul va încheia. Prezi două de voturi pentru, o abținere, nici vot împotrivă, două persoane nu au votat. Amendamentul a fost aprobat. Da? Am făcut propunerea domnului Luca. Acum supun votului. Dar mai se dat de propuneri. Atunci, tot proiectul cu aceste amendamente aprobat deja, proiectul în ansamblu. Vă rog. Vă rog, ați votat? Votul s-a încheiat. Tot mai lucrurile de pică. Trebuie două de voturi pentru o abținere, vot împotrivă, două persoane nu au votat. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 22 privind aprobarea reprezentanților județului Cluj în organele de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în care are calitatea de asociat. Comisia numărul 1 și comisia numărul 7. Mă rog. Comisia numărul 1 a vis favorabil. Comisia 7 a vis favorabil.
Mulțumesc. Dacă există amendamente, propuneri la acest proiect, vă rog, domnul Turu. Propuneri pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Asociația Regională de Dezvoltare Infrastructurii Climatice, Hidrografic Solul și Pensatorul al Inghișe. Nu am putin la odeloare aici, eu trebuie să fiu prin lege sau legal? Să nu fie obiecte de interes. Dar degeaba trebuie să fie Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. De acord, nu există un impediment legal. Ea de asociație, de societate. Nu e nimic de propuneți pe domnul, dacă nu vă dă, pe domnul, da. Atunci a deschimat propunerea și propune pe domnul mai mult, da. Aprobați să ne dăm o lege, spune de regulă, președintele sau obligatoriu, președintele, da, trebuie. Da? E obligatoriu să fie președinte, ca să rămâne. Bun, hai să mergem mai departe. În regulă, înțeleg că e obligatorie pe lege să fie președintele în Asociația Regională pentru Dezvoltare de Infrastructură, legat cu domnul Vata. Sigur, deja a solicitat. Deci, revin. Domnul Alitișe pentru această asociație va trebui programul Solistișa, DISA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecom Metropolitan Cluj, tot domnul președinte Alitișe. Tot așa pe lege obligatoriu eu? Bine. De asemenea, la punctul, la articolul numărul 4, în Asociația de Dezvoltare Zona Metropolitană Cluj, după ce vom lua discuții și amendamentul, am spus că sunt 4 propuneri care trebuie efectuate. Grupul PNL propune pe domnul Iuliu Sămărtean și doamna Gârboan Gabriela. În regulă, dacă mai sunt alte propuneri, alte amendamente. Vă rog. La articolul 4, după aprobarea amendamentului de domnul Vaca și la articolul 3, tot pe domnul Vaca. Vă rog, domnul consilier, toate articolele. Tot pentru articolul 4, asociația de dezvoltare zona metropolitană. Tot pe domnul Vaca, da. Noi îl propunem pe domnul consilier să ieșeam cuibul Valentin. În regulă, dacă mai sunt alte propuneri. Amendamentul legat de numărul de membri, da? La articolul 4, fac următorul amendament. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprin. Articolul 4.1. Se desemnează ca reprezentant de Județul din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Zona Metropolitană următoarele persoane, cele 4 pe care le-ați nominalizat. Punctul 2. Persoanele prevăzute la gradul 1 încheie cu județul Cluj un contract de mandat conform hotelului cadru prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezența hotărâre, se împuternicește președintele, respectiv vicepreședintele, domnul. Domnul Mândan. Unde sunt vicepreședinție? Unde sunt eu, domnul Mândan? Exact. Contractul de mandat prezut la aliatul cu domnul. Tot aici se referă strict la acest punct, deci atunci președintele. Se referă strict la cei 4. Nu poate fi altceva. Deci se potrivește domnul președinte, așa numele ca prezident, să se vede contactul de mandat.
Bun. Acestea sunt propunerile. Dacă mai sunt altele. Dacă m-a dus sub urmă, dacă am dat amendamentul cu mărirea numărului de persoane, vă rog să pregătiți votul. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Da, fie domnul, da, pe urmă la mai puțin 31 de voturi pentru nici au obținut și o votă împotrivă, 4 persoane nu au votat acel amendament. Deci, amendamentul a fost aprobat. Acum supun votului dumneavoastră propunerile făcute, amendamentele făcute de colegii noștri în ordine, nominalizările. Urmărirea făcută de domnul Duluc, de domnul Codera și de domnul Sălătioan. Vă rog. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Trebuie să trei de votul pentru, nici o obține, nici votul potrivă, două persoane nu au votat. Amendamentele au fost aprobate. Și acum supun votului dumneavoastră la propunere cine semnează, la articolul 3. Da? Deci propunerea e la articolul 3, semnez eu. Da? Cine face propunerea asta? Deci, la articolul 3, alineatul 4, se împutemnicește președintele ca numele și pe să semneze contractul de mandat. Bun. La articolul 4? Și la articolul 4, aceeași situație. Bun. Mai e undeva? Bun, să pun votul la dată de propunere. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Trebuie să vede votul pentru, nici au obținut niciun vot împotrivă, două persoane nu au votat. Și aceste amendamente au fost aprobate. Să pun votul meu proiectul în ansamblu. Cu toate aceste amendamente deja aprobate. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Trebuie două de voturi pentru, nici vot pentru abținere, trei persoane au votat, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 23 privind desemnarea a 6 consilieri de teren care fac parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Cluj. Comisia numărul 1 are cuvântul. Comisia numărul 1 a fost favorabil. Eu propun aici să nominalizăm de la fiecare partid și vă propun din partea PSD, din partea UDMR o persoană, din partea PSD o persoană și din partea PNL 4 persoane. Să iei regulă, dacă nu mai aveți alte propuneri, nu știu. Vă rog, dacă aveți propuneri. Da, nu dau o propunere. Vă rog. Să dați eu în Vasile Șocă la Urențu. Da, vă rog, din partea UDMR. Domnule Rinti Doșa. Vă rog. Câte are grupul, vă rog. Grupul pe noi propune pe domnul Toru Călvin Dumnești Mariana de Luiși Lumitru. A existat o negociere între grupurile politice pe acest subiect? O discuție înainte de campanie. Vă
Consiliu propuneri din cutie care a fost domnul ca și propunere. Am făcut propunerea. E conform din cutie dintre grupuri, dar da. Până atunci înseamnă că un grup trebuie să se renunțe la o nominalizare, sau spune la vot. Bună regulă, am înțeles. Bun, atunci supunem cu mult vot de dumneavoastră, le spunem, îi spunem pe toți la loc. Cei care se numesc la voi să voteze, din care au nevoie, să fie în rost. Toată lumea poate vota, nu e bine. Vă supun votului dumneavoastră, propunem așa cum a fost făcut de votul de grup. Se poate vota. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Proiectul votul pentru, nici un vot votit la tine, două persoane nu au votat, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 24, privind determinarea unui reprezentant din partea Consiliului Județean în Consiliul de Administrație legate de asigurări de sănătate Cluj. Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Comisia 5 a zis favorabil. Mulțumesc, vă rog să faceți domnule Sărbu persoane. Domnul Cluj, vă rog. Grupul PNV o propune pe doamna Giurgiu Marinela. Vă rog, dacă există alte propuneri. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul pentru această nominalizare. Promisiunea că este vot secret. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Trei sfaturi de voturi pentru, nici au fine, nici votul cu o persoană nu a votat. Amendamentul a fost aprobat. Supun votul dumneavoastră proiectul în ansamblu. Vă rog să pregătiți votul. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Trei sfaturi de voturi pentru, nici votul cu dreptul la tinere, o persoană nu a votat. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul 25 a fost retras. Rog grupurile politice să își contureze poziții cât mai repede pentru a putea să fie prins acest proiect în ședința următoare. Proiectul numărul 26, privind desemnarea Sfântului Consiliului Județean în Consiliul de Administrație ale Instituțiilor de Cultură, care sunt organizate și funcționează în subordinea Consiliului Județean. Societatea asta, subordinea noastră, pe rog, preasistică, a fost noastră, da, alte altă discuție. Comisia numărul 6, aveți un. Este aviz favorabil cu o singură mențiune. Am rugat să depună și CV-urile pentru cei care vor depune aceste funcții. Regulă? Propuneți să amânăm până vin CV-urile sau cum se procedează? Deci se existe la noi regulă. De acord? Comisia 6. Cu acest amendament. Bun. Vă rog să treceți la nominalizare în partea grupurilor politice. Vă rog, domnul Grupul PNR face nominalizări pentru următoarele poziții. Pentru Consiliul de Administrație a Bibliotecii Județene, Octavian Goga, domnul Șomrea Florin. Pentru Consiliul de Administrație la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, Irineș Adriana. Pentru Consiliul Administrativ al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, doamna Golban Maria. Reprezentante de Consiliul Administrativ al Școlii Populare de Arte Tudor Jarda, doamna Popra Lucia, Consiliul Administrativ al Filarmonicii de Stat, doamna Rădoinăș Gabriela și din Consiliul Administrativ al Teatrului de Păpușcu, doamna Vorteanu Roxana. Regulă? Vă rog, citate grupului UDMR. Din partea grupului UDMR, la Consiliul de Administrație al Muzeului de Artă, domnul Carecă Șandu, din Consiliul de Administrație al Revistei Miuvelu, deci domnul Petariștan. Mulțumim.
toate grupul PSD, domnul lider de grup, vă rog. Pentru Consiliul de Administrație a Muzeului Memorial Polcavi, am rugat Ciucea, domnul Roșca Felix, și pentru Consiliul de Administrație a revistei Tribuna, domnul Zanc Grigore. Mulțumesc! Supun votului dumneavoastră aceste propuneri. Convențiunea că e vot secret. Mă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Trei deși patru de voturi pentru, nici votul pătrivă nicio abținere, o persoană nu a votat. Proiectul, propunerea a fost aprobată. După votul dumneavoastră, proiectul în ansamblu cu aceste organizări deja a aprobat. Votul s-a aprobat. Votul s-a încheiat. Deci, față de votul pentru, nu știu ce a fost votul, o persoană nu a votat. Proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 27, privind desemnarea rezultatului Consiliului Județean Cluj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj. Comisia numărul 6 a dat cuvântul. Aviz favorabil cu același amendament, deci depunerea decizii. Mulțumesc. Vă rog, finalizăm de persoană. Da, avem o știre. O propun pe doamna Valentina Vasilescu. Mulțumesc, vă rog. Telefon. Depun votul noastră aceste propuneri și mențin aceste vot secret. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Deci, de votul pentru, nici votul pentru nicio abținere, două persoane nu au votat, proiectul persoanele problemele au fost aprobate, sub votul meu de proiectul în ansamblu. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Nici o abținere, nici un vot împotrivă, două persoane nu au votat, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 28, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Cluj în Comisia de Orientare Școlară și Profesională în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj. Comisia numărul 7, vă rog. Aziz favorabil. Mulțumesc. Vă rog, dacă există nominalizări, vă rog să le facem. Deci o propunem pe doamna Porca Roxana. O regulă? Supun votului dumneavoastră această propunere. Mulțumesc că este vot secret. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Trebuie să votul pentru, nici obținere, nici votul împotrivă, două persoane nu au votat. Nominalizarea a fost aprobată. Supun votului dumneavoastră proiectul în ansamblu cu acest amendament aprobat. Vă rog să pregătiți votul. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. De votul pentru, nici votul pentru nicio abținere, trei persoane nu au votat, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 29, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Cluj în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Cluj. Aveți cuvântul Comisia 6. Aviz favorabil. Vă rog, faceți analizările pentru aceste pozitive. Din partea grupului UDMR, domnul Balaj Becea Tiza. Dacă mai există alte propuneri, dacă nu spun votul de la această propunere, cum deci dacă este vot secret? Vă rugăm să votați. Okay.
Votul s-a încheiat. Credeți și patru de voturi pentru și cea obținere și voturi împotriva, o persoană m-a votat. Supun voturi în altă proiectul, în ansamblu, așa cum a fost cu amendamentul aprobat deja, vă rog. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Credeți și patru de voturi pentru o abținere, un niciun vot împotrivă, o persoană nu a votat. Proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 30. Devine desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Cluj în Consiliul de Administrație al Palatului Copilor Cluj. Comisia 6. Vreți cuvântul? La disfavorabil. Mulțumesc, vă rog, propune, domnule Alize. Îl propunem pe domnul profesor Constantin Corega. În regulă, dacă există alte propuneri, dacă nu supun votul dumneavoastră această propunere, cum ținea că este vot secret, vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Trebuie votul pentru. Nici obține ci votul împotrivă. Două persoane nu au votat. Amendamentul a fost aprobat. Nu votul înainte proiectul în ansamblu. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Vedeți și două de voturi pentru, nici vot împotrivă, nici o abținere, trei persoane n-au votat, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 31. Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în Consiliul de Administrație ale unui centru de învățământ special, aflate sub autoritatea Consiliului Județean. Comisia 6, aveți cuvântul? Da, disfavorabil. Mulțumesc. Vă rog să faceți propuneri. Grupurile politice. Grupul PNL are următoarele propuneri. Pentru liceul tehnologic special s-a născut la Poca doamna Cojan Lucia Mariana și din Comandatorul Tehnic Urdușanu Pingana. Pentru liceul special pentru deficienți de vedere domnul Mărginean Andrei și din partea aparatului tehnic Nicolo Roxana. Pentru liceul tehnologic special pentru deficienți de auz Cluj-Napoca, Poca Oltea Nicolae și Șervan Daniela. Pentru Centrul Școlar de Educație Inclusivă Cluj-Napoca, Ștefan Florin. Pentru Școala Gimnazială Specială, Centrul de Resurse și Documentare Educație Inclusivă Integrată Cluj-Napoca, Mureșan Mihail Andreea. Pentru Școala Gimnazială Specială Dej, Berar Nadia. Pentru Școala Gimnazială Specială Cuiedin, Glidan Rodica. Pentru Grădinița Specială, Alda Elena. Pentru Școala de Artă și Meserii Chierla, Moral Vasile. Și pentru Școala Gimnazială Specială Transilvania Baciu, Moldovan Sebastian Sergiu. Vă rog, alte propuneri? Grupul PSD? Grupul PSD pentru Samos, Tolga Ioan. Pentru deficienți de vedere, Cluj-Napoca, Sfânta Carol. Pentru tehnologii special deficienți de auzit, Ioana Alfa. Pentru Centru Școlar pentru Educație Inclusivă de la Încăvara, pentru Școala Specială Centru de Resurse și Documentare în Educație Inclusivă de la Lucrul de Anastasia, pentru Dej, Școala Specială din Dej, Anca Răzăciunca, pentru Școala Specială din Cuiebin, Poș Anca, pentru Școala Specială Grădinița, pentru Școala Specială Gabriel Anghelman, pentru Consiliul de Administrație al Școlii de Arte și Meserii Chierla, Grădean Cristian, Grădinarea Casa Cultura, poate este obținut acordul cu specialii universitare, este la Capitola Rodinței Universitare, pentru cei doi care i-am propus, iar pentru grădinița școlii din Baciu, Leone Heret. Mulțumesc, vă rog, mulțumesc. În Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Speciale de Licențe de Auz, Cosmita Flora, domnul Iocanis Pitilar și domnul Gavrovacu. Mulțumesc.
supun votului noastră aceste propuneri făcute de grupurile politice. Vom vedea. Vă rog. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Trebuie față de votul pentru și votul de cea obținere. Tot, 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 vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Trei sfaturi de voturi pentru, nici al tine și votul împotriva, o persoană nu a votat. O să verificăm dacă nu e ceva de texture, că e posibil pentru cineva să votați și să nu... Apropo, nu puteți să vă uitați... Nu, votul nu e, votul nu e, votul nu e secret, numai prin anunțăm că e vot secret. Bă, da, dar la proiecte nu e secret. Votul oricând poate fi pus la zi trebuie pui votul. Problema este să nu fie o defecțiune, am minte, n-am o problemă. Să nu aveți unul dintre să votați și să... În regulă, mergem mai departe. Asta e cum mai intrăm în... Deci proiectul 31 a fost aprobat. Una 30, da. Proiectul numărul 32 este desemnat la 3 consilieri încadrați de membru colegiul director al ITA-GSF. Vă rog propuneți. Comitea 5 a răspuns. Comitea 5 a răspuns favorabil. Vă rog să facem comentarii. Grupul PNL propune pe domnul consilier Marina Landro. Grupul PSD propune pe domnul consilier Ila Vasile. Grupul UDMR propune pe domnul Kaiser Robert. Mulțumit. Supun votul dată aceste propuneri. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Trei două de persoane, trei două voturi pentru, nici o abținere, nici vot împotrivă, trei persoane au votat. Propunerea a fost aprobată, supun votul meu proiectul în ansamblu. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Trei sfaturi de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Cineva ne lucrează la votoare. Trei sfaturi de voturi pentru. Deci una abține și votul împotrivă. Cum e votul? Nu, acum nu este că e proiectul, dar da. E 34 pentru... Ok, o să încercăm să reglăm, să vedem unde e. Poate e ceva defecțiune, de asta spun că a fost foarte ciudat că la toate aproape era o persoană nu vota și... Acum el este un vota. Proiect trebuie să rămână pe bancă, că proiectul a fost aprobat, ca să nu fie discuții. Cu aceasta am epuizat punctele de ordine de zi, da? Și... 33... Da, îmi cer scuze. Proiect de hotărâre numărul 33 privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 209 din decembrie 2004. Vă rog, Comisia 5 aveți cuvântul. Comisia 5 aveți favorabil. Mulțumesc, dacă sunt aici discuții, amendamente. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul.
Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Este cu 33 de voturi pentru și au obținut din votul împotrivă două persoane care au votat. Proiectul a fost aprobat. Am epuizat ordinea de zi. Vă rog, luați cuvântul la punctul diverse. Cine vrea să ia cuvântul, vă rog. Doamna președinte, vreau să vă întreb, pentru că n-am fost de la începutul ședinței. Noi, în relația cu Chiatu, în acest moment, în ce fază suntem? Da, mulțumesc pentru întrebare. Vă pot spune că chiar în această săptămână, mai exact, marți, am avut o nouă întâlnire cu Chiatu, în care am discutat despre, în primul rând, despre procesul pe care l-avem pe rol și care deblochează cel puțin drumurile care sunt în litigiu. Dar avem discuția și pe celelalte drumuri care sunt suspendate și sunt în număr de 4, cu contraste suspendate și care se pot desuspenda și, de ce nu, intra în contract cu varianta în care își se conformează ofertei și propriilor făcute. Și nu vă spun că am avansat foarte mult discuția și există șanse pe acele 4 drumuri care sunt contractate și suspendate, să ne înțelegem cu ei în sensul de a desuspenda și de a accepta să lucreze pentru cele din 4 drumuri. În curând vom tranșa lucrurile, aceasta va implica inclusiv procesul pe care l-avem pe rol și care ne blochează cel puțin un drum. Va influența și acolo, pentru că intenționăm ca la pachet să tranzacționăm și cu privire la litigiu. Legat de contractul 4 cu Chiatu, acolo suntem în analiză, pentru că Chiatu are un lot mult mai mare decât cele 4 drumuri. Urmează noi să avem o poziție dacă acel contract cadru se poate desuspenda sau el rămâne valabil suspendat și atunci pentru restul drumului va trebui să luăm de la capăt cu procedura de licitație. Cam asta e pe scurt stadia cu Chiat. În cel mai scurt timp vom avea tranșa de problema. Am și avut la plecator a doua întâlnire. Vă rog, dacă mai sunt întrebări sau dacă v-am dacă îmi permite, domnule președinte, la diverse. Legat la punctul 3, chiar dacă nu s-a supus la vot amendamentul formulat de către colegiul consilier județean Sărățean, cu titlu de sugestie, ar fi ca prin cererea introductivă sau de deschiderea procedurii insolvență de a solicita desemnarea unui lichidator judiciar cu care noi colaborăm, pentru că altfel este când colaborez într-o anumită manieră cu un lichidator și ai posibilitatea să solicit nominalizarea lui sau ia cineva când vine creditorul și determinează solicită desemnarea unui lichidator și atunci asta este situația. Cred că este în interesul tuturor acest lucru. Acum, dacă instanța va cuvința, este o altă discuție. Cu tipul dat de sugestie și... Regulă, deci vreau să spuneți că ar fi bine să-l decidem noi și să-l propunem. Exact. Ca să ne apere mai bine interesele. Iar un alt aspect care aș dori să ridic, nu știu dacă în acest moment poate să ne spun un punct de vedere, ca să solicităm punct de vedere din partea secretarului județului, ca să ne comunice dacă, de prezent și chestia, dar nu știu dacă poate să ne răspundă acum, cu privire la posibilitatea participării unui consilier județean la ședințele de Consiliu Local din cadrul unității administrative a județului Cluj, dar nu numai să participe, dar să și spună punctul de vedere pe punctele de pe ordinea de zi. Pentru că atât în regulamentul de organizare și funcționare al nostru, cât și în legislație nu este. Nu este nicio prevedere. Comune? Comune sau municipii? Sau municipii, dar în județ. Da, în județul Cluj, da. Mai ales dacă sunt probleme de interes care sunt de interesul rezonat. Pentru că nu este reglementat acest aspect și am putea efectua, dacă nu avem neapărat o bază legală, aș sugera și efectuarea unei adrese către instituția prefectului județului Cluj pentru a ne formula și ei un punct de vedere, în calitate de reprezentant al guvernului în teritoriu. Vă răspundem imediat, dar sincer aici este o problemă practic de pe lângă legalitate, dar imposibilitatea fizică a doamnei secretar să participe la ședințele pe care le derulează tot județul acesta. A consilierilor județeni, domnule președinte. Deci dacă doamna secretar, vă rog.
Dacă că ne răspunde, că nu mai raporturile contra Consiliul Județean și Consiliul Local nu sunt raporturi de subornare. De participat, poate să participe pentru oricine, orice Consiliul Județean la un moment dat. Există această practică a Consiliului Județean de comunica toate ședințele de Consiliul Local și acum, pe politică, ordinele de zi sau o dată o contare informativă a desfășurilor ședințelor de Consiliul Locale, dar ca să tocmai dacă poate să participe oricine dorește din rândul consilierilor de semne, aceste ședințe. Obligația de a avea un punct de vedere cu privire la proiectele făcute de statării consiliului local respectiv, poate să existe măsura în care se corelează sau sunt legate aceste proiecte de proiectele consiliului județean. Tot produsul de administrație publice, Consiliul Județean are ca și atribuție coordonarea activității consiliilor locale. Tot ce înseamnă coordonare. Dar este o diferență, pentru că reprezentarea Consiliului Județean o face președintele, care într-adevăr poate să participe, să sună cu vedere, dar nu există nicio prevedere cu privire la a participa în consilier județean, în calitate de consilier județean, dacă își poate exprima un punct de vedere cu privire la punctele de pe ordinea de zi. Da, el poate să-și exprime un punct de vedere dacă Consiliul decide să-i dea cuvântul. Teoretic, da, fără nicio problemă, dar Consiliul respectiv nu e obligat să țină cont de părerea consilierului. Și tocmai de asta, pentru că este un vid legislativ, eu sugera și a solicita efectuarea demersurilor și o adresă către instituția prefectului pentru a ne pune la dispoziție sau exprima un punct de vedere oficial pe această temă, care cred că e de interesul tuturor. Mai la noi, domnul consilier județean a fost la noi în ședința Consiliului Local în Câmpia Turzii și nu a primit dreptul de a vorbi după că fiecare punct de pe ordinea de zi. Ceea ce e dreptul președintelui de ședință de a-i da voie să vorbească sau nu. E poate să vorbească la diverse, e destul de bine reglementată situația în legea 215, unde spune pot participa la ședință consilier județean, pot lua cuvântul cu acordul președintelui de ședință. Deci nu pot să fiu un consilier județean și la o ședință Consiliului după fiecare punct să vorbești ca și cum ai fi un consilier local. Ceea ce nu e normal. Ești președinte, ești consilier județean, la sfârșit, la rubrica diverse sau dă dreptul președintelor, te invită, o să vorbești. Nu poți vorbi. Domnul coleg, vă aflați într-o eroare unde legea nu interzice, permite, este un principiu fundamental de drept. Și tocmai că nu este reglementată această situație, am solicitat reglementarea pentru clarificarea pe viitor acestei situații, pentru că nu se poate un refuz arbitrar a unui președinte de ședință unui consiliu local să nu dea cuvântul unui consilier județean dacă el este chiar pe tema respectivă și privește problemele județului. Județenii au văzut multe luate de la electorat și nu lăsați să vorbească. Ai lăsat o casă, dar nu pot fiecare punct, dar de punct. Eu aici sunt de acord cu domnul consilier și vreau ce vă face adresul la prefectură să ne răspundă, dar de principiu sunt de acord că dumneavoastră aveți dreptul să vorbiți cât doriți în consiliile locale. Dacă sunteți de acord, eu voi face adresul la domnul prefect. Mă rog. Domnul coleg Mătușan, a fost 8 ani de zile consilier local. Știți cum se întâmplă? Când veți merge acolo, veți fi interpelați de consilier local și știți ce se va spune? Dăm bani pentru școală, dăm bani pentru apă, dăm bani pentru drum, iar eventualele avantaje nepatrimoniale, în sensul că voturi, nu le vă obține. Când veți putea promite banii ăștia? Așa se întâmplă consiliile locale comunale. Cei care au fost știu că am stat. Cine își asumă și riscul ăsta. Dar mai venea de mult la mine și atunci, prin dumneavoastră, ar putea transmite mesajele consiliilor locale de acolo. Vă rog. Domnul Andro, vă rog. Sigur că nu vreau să fac o laudă din asta. Eu am participat la numeroase ședințe. Dacă ne dăm voie, domnul Secar. Deci, eu am participat la multe ședințe de consiliu local, nu am început în asemenea probleme, domnule Mătușan. Deci, cei de acolo, care sunt foarte dorniți să audă ideile și
tot ce se întâmplă în consiliul județean și nu mai să ne spunem și opiniile. Nu ne-am întâmplat pe asemenea situație. Dar dacă domnul președinte vrea să introducă, să vină cu acea adresă către prefectură, eu zic că este ok. Atunci poate că vom găsi de la nivelul prefecturii înțelegerea de a putea să... Am ridicat această problemă fără să vă întrerup, pentru că a fost o problemă la Câmpia Tulsi, la Consiliul ca Câmpia Tulsi. Deci ne-am profitat cu situația și să fie reglementat. Domnul președinte, dacă tot am mi-a dat cuvântul, aș vrea să întreb pe domnul director de la Direcția de Drumuri, domnul public și privat, dacă legat de drumul DJ-764 Bunca Vișagului Traniș și DJ-103 Bologa Săcuio, dacă este în perspectivă apropiată să intre pe acele drumuri, pentru că sunt foarte, foarte deteriorate și oamenii mă întreabă de ce nu se intră, când se va intra și dacă există perspectivă într-un viitor apropiat. Da. Traniș, toată zona aceea, Traniș, Junca Vișagului, Valea Drăganului. Deci, cel de la Valea Drăganului se înțeleg că doar depinde de cei de la Tesco. Făcut proiect și la design pe care vedeți pentru pe produse de Deci pentru acest drum nu avem încă o perspectivă ca timp. Mulțumesc. Vă rog. Au mai fost și alți colegi. Vă rog. Vreau să spune că în viitor la proiectele de hotărâri să considerăm și potrivitul unde este cazul. Și așa să dau un exemplu. La numărul de ordinea de zi, punctul 1, avem un studiu de fezabilitate la construirea centrului de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap în cărnuire, proprietate și acord la utilități situate în orașul Puietin. Și fiind vorba de o unitate de recuperare și reabilitare, probabil că majoritatea pacienților vor fi din orașul Puietin și din împrejurime. Și având în vedere că în orașul Puietin avem o populație maghiară de aproximativ la 30%, eu am vrea ca executivul să întocmească caietele de sarcini așa încât în caietele de sarcini să fie incluse multilingvismul și mă refer la promovarea unității prin broșuri și prin fiante, la website-ul unității și la comunicarea externă a unității. De acord, domnul Cotier, pentru noi să citiți mai bine din referatul de la punctul numărul 1, în care noi, de fapt, am arătat acele cheltuieli strict din punct al efortului bugetar. Nu am decis nimic, e vorba de creditul pentru drum. Deci e vorba de sumele pe care noi le-am indicat, cu care sunt de acord, dar n-au făcut obiectul proiectului 1. Da, am înțeles, asta numai ceea ce în viitor, dar eu pot să se îndocmească, să avem în vedere și regulă, sigur. Credea că vreți să modificăm... Nu, eu n-am înțeles, sunt mulți. Vă explică. Multilingând presupune și în limba maghiară, evident. Deci nu avem ce face. De acord. Vă rog, dacă dumneavoastră mai aveți... Vă rog, domnilor, dacă... Vă rog, domnul.
Mai e? Bun. Vă mulțumesc atunci pentru participare. Vă doresc o zi bună și ne revedem în curând. Probabil ori la o extraordinară, ori la începutul lunii. Pentru o nouă ordinare, pentru că mai are multe proiecte. Mulțumesc.